Bună! Sunt Mihai și astăzi am o cărticică pentru voi. Această cărticică, Povești cu Prinți, am primit-o atunci când eram eu foarte mic de la mătușica mea. Și sper să vă placă această cărticică. Povestea porcarului de Hans Christian Andersen. A fost odată ca niciodată un prinț sărac al unui regat mic, care vroia să se însoare. Și asta n-ar fi fost o problemă dacă ar fi vrut să se însoare cu o prințesă de rangul său. Însă prințul cel sărac îndrăzni să-i ceară mâna fiicei împăratului. Vrei să fii soția mea? Prințesa nici nu se deranjase să-i răspundă. Pentru a-i cuceri inima, prințul îi trimise cele mai frumoase două lucruri din micul său regat, un trandafir și o privighetoare. Cele două cadouri erau minunate. Trandafirul înflorea odată la 5 ani pe mormântul tatălui prințului. Mireasma sa era atât de dulce și intensă că făcea pe oricine să uite de orice supărare și grijă. Privighetoarea, la rândul său, dăruia prin trilurile ei cele mai frumoase cântece pe care și le-ar fi putut imagina oricine din lumea asta. Prințul puse fiecare cadou în câte o cutie de argint și le trimise prințesei. Când acestea au ajuns la destinație, împăratul o chemă pe fiica sa pentru a le deschide. Sper să fie o pisicuță, spuse prințesa. Dar când deschise cutia, a apărut doar frumosul fier de trandafir. Este perfect! A exclamat doamnele de companie ale prințesei. Este minunat! A adăugat împăratul. Toți lăudeau frumusețea și mireasma sa. Mai puțin prințesa care protestă. Ce enervant! Chiar este o floare! Mie mi-ar fi plăcut o floare artificială. Să-ți placă o floare artificială. Văzând nemulțumirea prințesei, împăratul deschise cealaltă cutie de argint și a apărut privighetoarea. Cânta atât de minunat că nimeni nu i-ar fi putut găsi niciun cusur. Totuși, prințesa îi găsi toate defectele din lume. E mică, e cinușie și e foarte gălăgioasă. Și cum aceste daruri nu erau pe placul său, prințesa nu a vrut să-l primească pe prințul îndrăgostit. Dar acesta nu s-a descurajat deloc. Își mângi fața cu funingine, își acoperi capul cu o pălărie până la sprâncene și bătu la poarta palatului. Bună ziua, împărate! Mă primiți să muncesc în această nobilă casă? Ați venit la momentul potrivit. Am nevoie de cineva care să aibă grijă de porcei. Astfel, prințul sărac a ajuns porcarul împăratului. Își petrecea toată ziua având grijă de porci, iar noaptea dormea lângă aceste animale, într-o colibă mică și sărăcăcioasă. În fiecare seară, porcarul își pregătea mâncarea într-o oală care era fermecată. Din dată ce alimentele erau gata să fiarbă, oala începea să răsune de vechi cântece știute de toată lumea.
Mai mult, dacă cineva ai gusta conținutul, putea savura toate aromele mâncărurilor pregătite în casele din oraș. Odată, chiar în momentul în care oala a început să cânte, prințesa se plimba în apropierea colibei. Imediat își aminti acel cântec și le spuse doamnelor sale de companie. Aceasta este singura melodie pe care știu să o cânt la pian. Intrați imediat în colibă și întrebați-l pe porcar cât costă instrumentul care o cântă. Una dintre doamnele de companie intră și după ce află că oala era cea care cântă, îl întrebă pe porcar. Cât vrei pentru oală? Mă mulțumesc cu 10 sărutări ale prințesei. Este imposibil! Exclamă ofensată doamna de companie. Aflați că nu vreau să o dau pentru mai puțin. Când doamna de companie ieși din colibă, aceasta o întrebă. Ce a spus porcarul? Ce a spus? Nu îndrăznesc să spun cu voce tare. Dacă vreți să știți, vă spun la ureche. Cum îi șopti, prințesa țipă. Ce neobrăzat, ce profitor! Își continuară plimbarea, dar nu după mult timp au auzit din nou acea minunată melodie. Prințesa se opri și îi spuse doamnei sale de companie. Întoarce-te la colibă imediat și întreabă-l pe porcar dacă se mulțumește cu 10 sărutări ale doamnelor mele de companie. Femeia a făcut un tocmai și porcarul îi răspunse. Spune prințesei că vreau 10 sărutări numai și numai de la ea, nu de la altcineva. Dacă mi le dă, îi voi da oala fermecată. Cele din urmă, prințesa acceptă înțelegerea. Nu însă fără să protesteze. Nerușinatul! Îi voi da cele 10 sărutări dacă voi ne înconjurați pentru ca nimeni să nu ne vadă. Astfel, prințesa s-a ales cu oala și porcarul cu cele 10 sărutări. Porcarul era atât de priceput că nu trecea nicio zi fără să meșterească ceva extraordinar. Chiar în aceeași seară, inventă o morișcă fermecată. Atunci când o învârtea, aceasta reproducea melodiile cele mai frumoase și cele mai cunoscute la vremea aceea. A doua zi, când prințesa a auzit muzica, a fost din nou fascinată și îi porunci uneia dintre doamnele sale de companie. Întreabă-l pe porcar cât cere pentru acest instrument. Ah, spune-i că nu am de gând să-i dau nicio sărutare. Nu trecu mult timp și doamna de companie a prințesei ieși din colibă și îi spuse. Nu vreau una, vreau 100 de sărutări. Înfuriată, prințesa se îndepărtă, dar nu făcu nici doi pași, că muzica răsună din nou. Prințesa se opri și spuse doamnelor din suita sa. Fie, fac orice pentru a-i ajuta pe artiști. Du-te și spune-i porcarului că da, îi voi da 10 sărutări, iar restul le veți dați voi. Toate protestară de îndată în cor. Noi nu vrem nici măcar să dăm un sărut! Prințesa le răspunse foarte furioasă și aproape că îi ieșeau ochii din orbite. Asta sunt prostii! Dacă eu pot să-l sărut și nu mi se întâmplă nimic și voi puteți face același lucru fără nicio primejdie! Astfel, toate doamnele de companie ale prințesei intrară în colibă. Dar porcarul nu se lăsă înduplecat. Vrea 100 de sărutări numai de la prințesă. Fără sărutări, prințesa nu va avea morișca fermecată.
Când doamnele povestiră, prințesa cedă și le spuse: înconjurați-mă! Așa că doamnele de companie o înconjurară, iar porcarul începu să o sărute. Mua, 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 mua. Chiar în acel moment trecea pe acolo împăratul, văzând acel grup de femei, exclamă: ce bine se distrează! Ia să vedem ce e acolo! Cum doamnele erau foarte atente să urmeze sărutările pe care porcarul le dădea prințesei, nu-l auziră și nici nu-l văzură pe împărat. Când acesta a văzut ce se întâmplă, exclamă furios. De aproape ieșeau iar ochii din orbite. Ce înseamnă asta? Imediat porcarul și prințesa au fost izgoniți din imperiu. Și iată-i pe cei doi. Prințesa plângând, porcarul râzând. Amândoi uzi până la piele, pentru că ploua cu găleata. Vai, ce proastă sunt! Dacă m-aș fi căsătorit cu prințul care îmi cerea mâna, nu aș mai fi trecut prin toate astea. Atunci porcarul se duse după un copac, își curăță fața, aruncă departe hainele sale zrențoase și apăru îmbrăcat cu străile de prinț. Iată-mă, eu sunt prințul care a vrut să se căsătorească cu tine. Atât de mult mi-e mai disprețuit încât am hotărât să fac la fel. Și cum nu săruți un porcar pentru a obține o mărișcă, îți spun adio. Adio pentru totdeauna! Prințul se întoarce în regatul său, iar prințesa a rămas singură, plângându-și disperarea. Aceasta a fost cărticica și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut foarte mult, chiar puteți să-mi scrieți pe comentarii și pupici cât clipici. La revedere! Mua! Sper că v-a plăcut ce v-am citit astăzi și nu uitați să vă abonați la canalul meu ca să vedeți ce filmulețe v-am pus mai departe. Încă ceva! Nu uitați să-mi cumpărați cărticica mea, Un băiețel pe dos, în care o să aflați despre aventurile mele cu Iahim, prietenul meu imaginar.